Acțiunile polițiștilor Sălăjeni derulate la finele săptămânii trecute pe drumurile din județ s-au lăsat cu aproape 500 de amenzi. Viteză excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, indisciplina pietonală, dar și depășirile neregulamentare au fost principalele abateri constatate. În perioada 22-24 martie, polițiștii rutieri au acționat pentru conștientizarea tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile și consecințele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. În scopul adoptării de către aceștia a unor conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. În acest context au fost aplicate 471 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 90.000 de lei. Mai mult de o treime dintre sancțiuni au fost aplicate conducătorilor auto care au apăsat prea tare pedala de accelerație. Alți 11 au rămas fără permis, 3 fără certificat de înmatriculare, iar 10 pietoni au fost amendați pentru nerespectarea regulilor de circulație. În cadrul acțiunii au fost constatate și 8 infracțiuni. Una în cazul unui bărbat de 44 de ani, oprit pentru un control în trafic, vineri 22 martie, în jurul orei 22:30, pe strada Simeon Bărnuțiu din Șimleu, Silvaniei. La testarea cu alcool testul s-a evidențiat o alcoolemie de 1,24 la mie în aerul expirat. Șoferul s-a ales cu dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Polițiștii rutieri recomandă în continuare conducătorilor auto să respecte toate regulile de circulație, să conducă preventiv și să se asigure de buna funcționare a autovehiculului înainte de a porni la drum, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere nedorite.